prezidențiabil să-i răspundă, ducând discuția cumva până absurdul în care a declanșat-o chiar Victor Ponta. Pentru că ar fi interesant să ne amintim de momentul 1996, când părintele său spiritual, Ion Iliescu, poate a pierdut sau oricum a pierdut ceva puncte clar în acea confruntare cu Emil Constantinescu, când a fost atacat exact pe această speță, dar pe speța creștin versus ateu, mai degrabă decât confesiune ortodox versus penticostal, neoprotestant, baptist, martorul lui Iisus. Bun, dar la acea întrebare adresată de Emil Constantinescu lui Ion Iliescu, Ion Iliescu s-a tăiat, a pierdut, a fost un moment foarte greu. Dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Sau sunteți liber cugetător, cum ați afirmat mai de mult? L-a închis cu o întrebare, dar de asta spun că trecerea, arcul peste timp din 1996 la 18 ani aproape, din acel moment ca Victor Ponta, președintele unui partid de stânga, social-democrat, să vină și să facă un act de mândrie din religie și din confesiunea pe care o are, spune foarte mult despre evoluția clasei politice. De unde cumva... spirituală, până la urmă, și ia să vedem dintre reforma acestui partid. Și deși clasamentele... Reformă creștină, vrei să spui, în cadrul unui partid de stânga.